Hai, mai împingeți, gata, hai. Nu mai împingeți. Păi nu mai împingeți de acolo, lăsați volanul ăsta aici. Bine, repede. De cum s-a terminat parada militară, oamenii au luat cu asalt cele patru corturi amplasate de primăria Drobeta Turnu Severin în centrul orașului. Fiecare a făcut, după cum vedeți, tot ce a putut pentru a pune mâna pe o porție de fasole cu cârnați și un pahar de vin fiert sau țuică fiartă. Ia faceți. Dați-mă, domnule, puțin. Păi, nu așa. În zadar au încercat polițiștii locali să-i stăpânească pe pofticioși. După ce au reușit cu greu să iasă din mulțime, oamenii s-au pus la mese să mănânce. E foarte bun. Ia, ia. Ia purpuriță, n-a. Ați reușit să luați? E foarte bine, am reușit. M-am împins un pic, dar gata. După ce cu chiu cu vai au reușit să prindă o porție sănătoasă, oamenii au apreciat fasolea fiartă la cazan, dar și băuturile aromate. Foarte bună, foarte bună. Am luat-o de post. A fost și din aia cu cârnați, nu știu ce, gras. Asta a fost, da, și trăsuri și o țuică. Vinul bun, cu scorțișoară, cu zahăr, țuica super tare, nu-i poți să bea, uitați, bea puțin. Fasolea bună. Ajunge, cu siguranță. Suntem pregătiți pentru aproximativ 800-900 de persoane. Este și de post și de dulce. Cercăm să păstrăm tradiția. Cazanele cu fasole s-au golit în aproximativ 3 ore, iar în jurul prânzului, corturile amenajate special pentru eveniment au fost și ele strânse.